în temeiul articolului 44 alineatul 4 din regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului, procedând la verificarea și numărarea voturilor exprimate de către deputați și senatori prin vot secret cu bile, asupra cererii de acordare a încrederii Guvernului au constatat următoarele. Numărul total al deputaților și senatorilor, 547. Numărul deputaților și senatorilor prezenți, 509. Numărul total de voturi exprimate, 506. Numărul de voturi anulate, 2. Numărul total de voturi valabile exprimate, 504, din care voturi pentru acordarea încrederii Guvernului, 389, voturi contra acordării încrederii Guvernului, 115. Potrivit prevederilor articolului 103, alineatul 3 din Constituția României Republicată, Parlamentul acordă încredere Guvernului cu votul majorității deputaților și senatorilor, minimum 274 de voturi pentru. Ca urmare a faptului că din totalul de 547 de deputați și senatori, 389 au votat pentru acordarea votului de încredere, se constată că este întrunită majoritatea de voturi cerută de Constituție pentru ca Parlamentul României să acorde încrederea Guvernului, programului și listei Guvernului prezentate de domnul Dacian Cioloș, candidatul desemnat pentru funcția de prim-ministru și dezbătută în ședința comună de astăzi a celor două camere.